Dragi berbeci, bine ați venit la horoscopul lunii noiembrie. Înainte de a intra în povestea care vă privește direct, nu uitați că există pe canalul de YouTube sau aici pe acvaria.com unde urmăriți acest film și acea analiză generală a lunii noiembrie, numită Astrodrama lunii noiembrie, în care foarte multe aspecte sunt luate la ban mărunt și puteți afla detalii despre aspectele care vă vizează și pe voi în mod direct. Ca să nu le mai iau încă o dată la explicat. Oricum, voi face referire la fiecare plan în parte care vă vizează direct luna aceasta și la aceste aspecte, dar sunt un fel de suplimentare la ceea ce urmează să vă spun, pentru că și pentru voi este o lună interesantă. În primul rând, bucurați-vă că ați scăpat de luna neagră, care la sfârșitul lunii octombrie v-a spus la revedere, abia peste 9 ani o să se mai întoarcă pe aici. Ce era de schimbat, de răscolit, de răsturnat, a făcut. Acum sunteți la fază de înțelegere a situației, să vedeți ce a lăsat în urmă această lună neagră. Clar că a fost o perioadă grea anul acesta, dar de luna asta în sfârșit simțiți și voi că mai respirați. De ce spun asta? Pentru că nu numai că a scăpat de Lilith, foarte bine, bine că s-a dus, dar scăpați și de retrogradarea lui Marte. Pe 14 noiembrie Marte se oprește din mersul în marșarier și începe să meargă direct. Foarte bun! Pentru că veți simți și voi că lucrurile înaintează. Până acum ați avut doi inamici la voi în ogradă. Luna neagră de care tocmai v-am zis, dar și Marte retrograd. Dacă era doar Marte și nu retrograd și nu era luna neagră, ați fi putut avea o perioadă foarte plină, foarte intensă, foarte activă din multe puncte de vedere. Ca asta făcea Marte, guvernatorul vostru, în viața voastră la urma urmei. Vă aprindea din nou motoarele, deschidea din nou porți, vă dădea din nou curajul de a schimba direcția, de a vă afirma. Era guvernatorul vostru, tatăl vostru la voi acasă. Dar faptul că era acolo și luna neagră, care nu e tocmai un ajutor, și o vreme Marte a mers și invers, prin retrogradare, e, aici a fost frâna de picior, sau ghiuleaua de picior, frâna pe care ați avut-o și care vă trăgea cumva înapoi. A trebuit să suportați această perioadă, mai ales pe perioada retrogradării lui Marte, când ați simțit așa un recul pe mai multe planuri. Acum însemnând de pe 14 încolo, să zicem acolo, de pe 14 noiembrie încolo, vreau să spun, lucrurile ar trebui să evolueze în sfârșit într-o direcție foarte bună pentru voi, pentru că Marte începe să meargă înainte și va merge de acum înainte până în ianuarie, când va ieși complet din zodia voastră. Deci aveți, iată, noiembrie, decembrie și foarte puțin din ianuarie, două luni și ceva în care lucrurile ar trebui să meargă ca pe roate înainte. Asta înseamnă să aveți curajul, să faceți schimbări în viața voastră, să faceți, să porniți în direcții noi. Ce drept, nu e doar Marte. Dacă ar fi doar Marte, vai ce bine ar fi. Vin și niște probe de încercare pentru voi pe parcursul acestei luni. Pentru că la ieșirea din Capricorn încă mai sunt niște planete acolo care pe unii berbeci, nu pe toți, îi mai ține în frâu, îi mai temperează, să zicem așa. Încât toată acea energie pe care o aveți, parcă cineva vă mai, ca la robinet, așa, vă mai închide robinetul. Asta e valabil mai degrabă pentru berbecii de final de zodie, cei născuți la sfârșitul zodiei berbecului. E, acolo, acele multe planete care se află în Capricorn încă, și asta se va întâmpla până pe la mijlocul lui decembrie, vă vor mai tăia din elanul acela pe care Marte vi-l dă. E multă energie, da, dar de multe ori această energie mai dă și cu oiștea în gard. Nu reușiți să o canalizați în direcția cea bună, pentru că cele trei planete vă zic prudență, răbdare, maturitate, ia, nu te agita, nu te avânta atât de tare, că da, probabil ați fi tentat de foarte multe ori să vă aruncați înainte.
Luna neagră a intrat în zona banilor, nu uitați, unde se află și Uranus de ceva vreme. Nu luna asta, luna viitoare veți avea parte și acolo de un eveniment interesant, dar voi vorbi despre asta la luna decembrie. Deocamdată gândiți-vă că aveți două elemente ușor riscante la voi în sectorul banilor, și pe Uranus, dar și luna neagră. Luna neagră trecător va forma și niște opoziții pe aici, undeva pe la în partea a doua a lunii, să zicem, în jur de 13 noiembrie, apoi încă o dată prin 24 noiembrie, am vorbit despre ele în filmul dedicat lui Lilith, urmăriți-l, pentru că pentru voi acele puncte sensibile vor avea legătură cu banii. Deci aveți grijă în ce direcții dați banii, țineți-i cumva la ciorap, nu riscați că poate fi totuși un indiciu al risipei, al riscului de a și pierde niște bani la urma urmei. În sectorul iubirii nu se întâmplă nimic pentru voi luna aceasta, nu trece nicio planetă prin leu. În schimb, este ceva mișcare în zona cuplului, în casa căsătoriei, care primește din două direcții două planete. Luna aceasta și Venus se află în balanță, dar se întoarce și Mercur. S-a întors, de fapt, Mercur în balanță încă de la sfârșitul lunii octombrie și până pe 11 încă este în balanță, după care intră în Scorpion, în alt sector. E, undeva, deci, între până pe 11, să zicem așa, aveți și pe Mercur și pe Venus în zona căsătoriei. Pe unul la ieșirea din balanță, pe alta, mai precis pe Venus la intrarea în balanță. Lucru benefic, pentru că vă poate așeza față în față cu partenerul, să mai stabiliți ce-i de făcut, să remediați niște probleme, să găsiți soluții, să găsiți răspunsuri, să echilibrați niște aspecte care nu erau tocmai așa cum trebuie în cuplu. Poate fi o perioadă bună de împăcare. Venus, care intră la ea acasă în balanță și care la voi este chiar în sectorul cuplului, e un beneficiu pentru a reactiva viața în doi, să o faceți din nou frumoasă, tandră, caldă, afectuoasă, să puneți din nou preț pe iubire, să puneți din nou preț pe reciprocitate, pe ascultarea celuilalt, să fiți egali în toată povestea asta. Ce drept, va fi și un moment mai dificil pe parcursul acestei luni și asta este undeva pe la trecerea dintre decade, undeva în jur de 10 noiembrie, când Venus, de acolo, din balanță, va intra în conflict cu Marte de la voi din zodie. Marte, la momentul respectiv, va fi încă retrograd, ceea ce înseamnă că voi s-ar putea să cam țineți pe a voastră, să fiți cam încăpățânat, cam recalcitrant, cam agresiv în anumite atitudini și partenera de viață, sau, hai să zicem, partenerul, oricum relația dintre sexe, să fie un pic cam tensionată. Ăsta este un moment chiar dificil al acestei luni, în jur de 9, 10, 11 noiembrie, cam așa, când cele două planete care reprezintă cuplu, femeia și bărbatul, femininul, masculinul, nu vor fi pe aceeași lungime de undă. Nu înseamnă că sunt în general pe aceeași lungime de undă. Se știe, femeile sunt de pe Venus, bărbații sunt de pe Marte. Și acum, exact aceste două planete se luptă între ele și nu reușesc să ajungă la un consens. Nu a mai avut loc o astfel de confruntare pe această axă de mult, pe axa berbec-balanță, la asta mă refer, și încă fiind Marte retrograd, s-ar putea voi să o țineți pe a voastră, încăpățânarea voastră să fie foarte mare. Acum rămâne de văzut dacă partenerul, jumătatea voastră, este suficient de tolerantă, suficient de calmă, suficient de echilibrată încât să nu vă intre în jocul vostru cam violent și să fie partenerul cel care găsește o cale de înțelegere, de cooperare. Culmea este că bărbații din cuplu s-ar putea să fie un pic defavorizați și cumva femeile mai sonore, să zicem așa, mai convingătoare, mai înțelepte poate. Deci aici rămâne de văzut dacă voi sunteți femeia în această relație sau bărbatul, pentru că se pare că femeia are mai mult de câștigat. Bărbatul se cam lasă furat de oarecare agresivitate și cumva femeia înțeleaptă vine și îl mai domolește.
Acestea sunt cele mai importante planuri, evenimente, de fapt, legate de viața de cuplu. Cum spuneam, în Leu nu se întâmplă nimic, dar este suficientă activitate în balanță. Nu e perfectă perioada, sunt multe momentele în care viața de cuplu mai are de suferit. Există și niște quadraturi, careuri pe care planetele din balanță le vor face cu planetele din Capricorn, undeva tot în jur de 10 noiembrie Mercur în balanță va forma quadraturi cu toate cele trei planete din Capricorn. Apoi la sfârșitul lunii, ia să vedem cam când, și Venus intră în același tir, este undeva pe la mijlocul lunii, nu la sfârșitul lunii, undeva între 12 și 22 noiembrie, cam așa, și Venus va crea quadraturi cu planetele din Capricorn, acelea fiind niște momente mai dificile în cuplu, în care se va resimți un dezechilibru, se va resimți o oarecare lipsă de înțelegere, nici vorbă de calm, nici vorbă de pace, deși Venus asta vine să facă. Venus vine să facă pace, Venus vine să așeze apele în cuplu, acolo unde erau date peste cap. Și Mercur, cumva, pentru același lucru s-a întors prin retrogradare aici în balanță. Parcă a mai înțeles câte ceva și a venit să-și mai lase amprenta de armonie, de bună înțelegere peste viața de cuplu. Acum rămâne de văzut cum profitați voi de această energie binefăcătoare să restabiliți echilibru, pentru că totuși Marte la voi în zodie încă vă face suficient de ambițios, de agresiv chiar din anumite puncte de vedere și vreți musai să aveți ultimul cuvânt. Să vedem ce se mai întâmplă interesant pe harta voastră. Despre bani am vorbit, despre iubire am vorbit, bineînțeles trebuie să vorbim și despre serviciu. În Fecioară e liniște, nu se întâmplă nimic și Fecioara se ocupă de locul de muncă, semn că gata, ce era de mișcat în direcția asta s-a cam întâmplat în lunile anterioare, pe perioada trecerii lui Venus pe aici, luna anterioară, dar este totuși o perioadă interesantă în ceea ce privește cariera, pentru că în Capricorn mai este încă multă energie capricorniană care își lasă amprenta pe cariera voastră, pe ceea ce vă reprezintă, pe ceea ce vă împlinește. Spuneam la un moment dat că cele trei planete din Capricorn către voi, berbecii, mai ales berbecii de final de zodie, vor trimite toate cele trei planete niște quadraturi nu tocmai benefice, parcă ceva vă ține pe loc, parcă ceva nu vă lasă să vă manifestați așa cum ar trebui. Din partea cealaltă, din balanță, și de acolo vor fi niște quadraturi tot către cele trei planete. Deci sunt câteva momente mai tensionate pe parcursul lunii în care cariera e un pic așa în corz, parcă nu prea știți exact pe ce teren mergeți. Parcă simțiți că se pregătește ceva, dar probabil încă nu se văd acele evenimente. Luna viitoare veți scăpa de două din cele trei planete din Capricorn, în sfârșit se liniștește zona Capricornului, pentru că la mijlocul lunii întâi Saturn și apoi și Jupiter vor părăsi pe rând Capricornul și acolo va rămâne doar Pluto. Bun, Pluto și așa de multă vreme vă pune la încercare, nu glumă, dar măcar se mai liniștesc niște ape pe acolo. Parcă nu mai e atât de încrâncenată munca voastră de a vă crea o poziție, de a o păstra, de a o stabiliza, de a o consolida, că a fost greu. Anul ăsta va încerca din greu în planul carierei și acum, încetul cu încetul, toate trei planetele merg direct, niciuna nu mai este retrogradă, lucru bun de altfel. Parcă sunteți pe ultima sută de metri înainte de a scăpa de cele două planete, dar vreți să lăsați totul în ordine, pentru că va mai trece multă vreme până când întâi Jupiter și apoi Saturn vor mai trece prin zona carierei pentru voi. Oho, Saturn abia peste 29 de ani va reveni, Jupiter peste 12 ani, deci simțiți că se pregătește ceva, că sunteți pe ultima turnantă, ca tot ce ați construit, reconstruit, consolidat în ultimii 2 ani, 2-3 ani din viața voastră, să fiți siguri că lăsați pe teren stabil. Totuși, vine și luna aceasta cu niște evenimente interesante chiar în acest sector, pentru că luna aceasta au loc două conjuncții exact în Capricorn.
Este vorba de o conjuncție pe care Jupiter o face cu Pluto în Capricorn în jur de 12 noiembrie și o altă întâlnire, apropiere mai bine zis, nu e chiar o conjuncție perfectă, dar sunt foarte aproape. Jupiter se întâlnește cu Saturn aici în Capricorn la sfârșitul lunii și își va lăsa un pic amprenta și spre până la ieșirea celor două planete din decembrie. Deci și prima parte a lui decembrie sunteți încă sub această influență. Conjuncțiile sunt, pe lângă faptul că sunt extrem de rare, cel puțin cea cu Jupiter este, cred că este unicat în viață, și care au mai avut loc pe parcursul acestui an. Asta e foarte interesant pentru că planetele din Capricorn au cam dansat așa una în jurul celeilalte. Întâi una retrogradă, pe urmă toate retrograde, a fost așa un du-te vino pe acolo prin același sector al cerului și acum în noiembrie și apoi și un pic din decembrie se formează ultimele astfel de conjuncții jupiteriene. Foarte importante, foarte rare, foarte profunde și care pe voi vă vizează în planul carierei. E, pentru unii berbeci poate fi momentul abia acum al unor mari schimbări de direcție, al unor răspunsuri la cine știe cât timp de efort, de căutare, de orbecăire, poate ați fost atât de încercat și provocat anul ăsta încât nu mai știați nici voi când o să se liniștească apele. Acum e ultima strigare, așa să zicem, a atâtor planete grămadă în același sector, încât dacă nu s-au produs schimbările pe parcursul anului, s-ar putea să se producă acum. De aceea trebuie să priviți această lună cu foarte multă maturitate, cu foarte multă atenție, seriozitate, prudență chiar, pentru că doar Saturn este calm, liniștit. Jupiter și Pluto, și care, cum spuneam, pe 12 se vor întâlni, sunt planete ale schimbării, ale marilor răsturnări, ale curajului de a face niște schimbări. Ce-i drept într-o zodie prudentă, cum e Capricornul, nu sunt ele foarte expansive aici, foarte îndrăznețe, dar ceva vă îndeamnă, ceva vă spune hai, acu-i momentul. S-ar putea să fie sentimentul ăla de acum ori niciodată. Pentru că este ultima dată când Jupiter și Pluto se mai întâlnesc în această viață a voastră. S-au mai produs aceste întâlniri și pe parcursul anului. Ia să vedem când, că am uitat. Undeva de vreo 3 ore au avut loc aceste întâlniri Jupiter-Pluto, pentru că v-am spus, au oscilat, așa, au pendulat una în jurul celeilalte. Și ca atare, e ultima dată. Acum este ultima dată. Ultima dată, pentru că peste 12 ani, când va mai reveni Jupiter aici, Jupiter se va întoarce în Capricorn peste 12 ani, Pluto nu va mai fi aici la momentul respectiv, va fi deja mai departe, în Vărsător, și se vor întâlni după aceea în Vărsător, iarăși un eveniment foarte important, dar nu va fi în zona carierei. Ca atare, pentru voi, berbecii, pare să fie un final de an apoteotic, așa, prin evenimente care vă pot schimba direcția, vă pot schimba cariera, vă pot oferi niște răspunsuri existențiale, vă pot rezolva niște probleme pe care le-ați avut tot anul. Acum ați putea rezolva ce n-ați știut să faceți, probabil nici la celelalte întâlniri ale lui Jupiter cu Pluto aici, mai ales că în același timp și Jupiter cu Saturn sunt foarte aproape. E o combinație foarte profundă, foarte matură, și tot anul știți foarte bine că a fost foarte activată zona Capricornului, chiar de la începutul anului tot am fost într-un tir planetar pe aici prin Capricorn și aceasta, noiembrie și jumătate din decembrie, e ultima strigare de atâtea planete grele, lente în Capricorn. Nu știu când o să mai fie ceva similar vreodată aici în Capricorn, tocmai de aceea trebuie să priviți cu foarte multă maturitate, să aveți grijă la ce decizii luați cu cariera voastră, la ce răspunsuri primiți de la destin, că v-ați tot pus întrebări legate de carieră, să merg mai departe în direcția asta, să schimb, să mai aștept. Au fost foarte multe dubii care v-au încercat pe parcursul anului și acum s-ar putea să le clarificați, să știți mai bine încotro să o luați.
poate să luați niște decizii cu bătaie lungă, poate să aveți abia acum curajul schimbării după ce un an de zile ați oscilat, o fac, nu o fac, acum sau mai târziu e bine, nu e bine, acum s-ar putea să găsiți răspunsurile. Ia să vedem ce se mai întâmplă interesant. Cam acestea cred că ar fi evenimentele majore pentru voi. Este o lună importantă, reveniți asupra filmului Astrodrama lunii noiembrie, că primiți și acolo foarte multe informații și din horoscopul lui Lilith, iarăși sunt foarte multe informații care vă vizează direct pe voi, berbecii. Acolo în horoscopul lui Lilith puteți afla în ce plan al vieții vă afectează Lilith și tocmai am spus că este vorba de bani, dar primiți mai multe informații acolo, cu atât mai mult că două din cele 6 aspecte marcante pe care Lilith le va forma până iese din Taur au loc chiar luna aceasta și ar fi păcat să nu fiți pregătiți sufletește pentru ceea ce vă oferă cele două evenimente, deloc plăcute, din păcate. Beneficiați, cum am spus, de finalul de retrogradare a lui Marte și Mercur va renunța la retrogradare și asta vă va viza foarte mult în plan matrimonial, conjugal, acolo se mai rezolvă câte ceva, dar cred că cel mai mare beneficiu al acestei luni este încheierea retrogradării lui Marte și Marte al vostru, guvernatorul vostru, șeful vostru, capitanul vostru vă va arăta încotro să mergeți de acum tot înainte, fără să mai facă aceste retrogradări. Și Marte retrograd la voi în zodie, nu știu când va mai fi de acum înainte, probabil foarte mulți ani de acum înainte, și ceea ce lasă în urmă e un drum, ar trebui mai lin și mai clar pentru voi de mers până iese Marte în ianuarie din berbec. E o perioadă bună, ați văzut din anumite puncte de vedere, mai tensionată din alte puncte de vedere, aveți grijă la deciziile de natură financiară, dar și profesională, ocupați-vă de viața de cuplu să restabiliți bună înțelegere și armonie și eu nu pot să vă doresc decât o lună liniștită.